Bună ziua, mă numesc Răzvan Cătălin Bogdan și vreau să vă prezint singura fermă robotizată din județul Timiș. Toată lumea se plângea de forță de muncă și nu mai erau oameni. Și tehnologia, modernizarea, văzând pe internet tot roboți de mulți, roboți de tot felul, am zis să încercăm să modernizăm ferma. Păi prima etapă a fost să încerc o firmă de consultanță cu care pot colabora, să punem în practică ideile ce le aveam eu, plus ideile constructorilor. După am reușit să facem pe hârtie un mic plan cam cum ce aș vrea, cu câte animale, ce modernizări, ce... Și atunci am mers la un arhitect, am reușit să punem cumva pe curat tot ce am, s-au mai făcut modificări în tot felul și am început încet să obținem avizele de la mediu, de la unde mai fost nevoie, autorizație de construire. După aceea am depus proiectul la AFIR și a durat undeva cam la 6 luni până am semnat contractul cu AFIR. După ce s-a semnat contractul cu AFIR, s-a făcut o licitație pentru să modernizeze ferma. După ce a fost licitația, în 2018, în primăvară s-a făcut licitația, în 20 iulie 2018 s-a început construcția. Construcția a durat cu tot până la finalizarea ei, până prin mai 2019. Exact cu tot, cu robotizat să fie tot funcțional, în data de 25 octombrie 2019. Haideți să vă prezint cu ce este dotată o fermă robotizată de vaci de lapte. În primul rând, vaci de lapte, că fără ele nu... Vacile sunt aduse din Germania, au în spate, se vede, niște cușete de odihnă unde vacile, când vor ele, pot să meargă să se odihnească, să au programul lor, nu, își fac programul cum doresc ele. Aici în față avem frontul de furajare. Aici animalul vine, își pagă capul, mănâncă cât dorește, cum dorește, nu are restricții. După aceea, ea poate să meargă aici, în partea aceasta, are o adăpătoare cu apă, anti-îngheț pe timp de iarnă, pentru, în caz că vin grade foarte multe, minus, și să nu înghețe apa la ele. După aceea, în partea mai în spate puțin, avem niște perii de masaj. Vaca, când simte că mănâncă pielea, ea poate să meargă să acționeze perea aceea și își masează corpul. Mai sus avem cea ventilatoare, care sunt folosite pe timp de vară, în special pe timp de vară, pentru a aerisi grajdul. Aici jos este grajdul prevăzut cu bazin de dejecții. Este un bazin la o adâncime de 3 metri. Deasupra sunt puse niște grătare. Prin acele grătare, toate dejecțiile de la animale cad jos în bazin. De acolo, cu ajutat de o vitanjă, se duc pe câmp. Mâncarea la animale se dă manual, momentan, dar în partea cealaltă, în partea aici lângă noi, avem un robot care le împinge mâncarea la ele în față. Vaca, în momentul ce mănâncă, ea are tendința să împingă mâncarea în față și atunci robotul vine și ne împinge mâncarea la loc. Robotul este programat de mine printr-un telefon și la un anumit interval de timp el face rutele și ne împinge mâncarea înapoi la animale. Să nu se risipească.
fronturile de furajare mai prevăzute cu blocaje pentru animale. În caz că animalul, știu, are nevoie de un tratament sau ceva, se trage un blocaj, atunci automat animalul intră cu capul aici și rămâne blocat. Și atunci poate să vină veterinarul să-i facă tratament sau ce probleme are, are vaca. Și stă mai ușor, nu trebuie ținută sau legată sau nu chinuim. Chiar aici, în față, avem și una care s-a prins, după cum se vede, și ele nu pot să iese. Și atunci, automat, e mult mai ușoară munca pentru unui veterinar. Nu trebuie... Și animalul stă mai ușor. Aici, în față, avem sare. Vacile au nevoie de multă sare pentru a da lapte, normal. Și sunt bulgări de sare și vacile, tot când au nevoie, vin și lingă aici pe sare. Robotul care împinge mâncarea, da, împinge și sare, împinge tot. El are ruta care vine, împinge tot ce are în fața lui. Se închid 8 animale, odată se pot închide deodată. Aici, până unde este delimitarea aceasta, sunt vacile de lapte, care sunt mulse. După delimitarea aceasta, sunt juniincile care trebuie săfete. De aceea sunt separat, pentru ca să nu fie ocupat robotul de mulți cu vaci care, de fapt, nu se mulg. E inutil să intre vaca în robot dacă nu se mulge. Și atunci, ca să poată cele care sunt vaci de lapte, să poate să aibă efectiv robotul să nu stea ocupat degeaba pentru animale care nu se mulg. Aici în spate avem un robot de curățenie. Robotul care face curat pe grătare. El trece pe grătare și automat tot ce se face pe grătare pică jos în bazin. Acesta este robotul pentru curățenia grajdului. El își face efectiv ruta, are niște rute setate pentru fiecare porțiune din grajd. Atunci el, la un interval de jumătate de oră, pleacă pe o anumită rută și curăță dejecțiile jos în bazin. Animalele deja s-au învățat foarte bine cu el, nu mai au probleme. Înainte, mai le lovia, dar acum deja știu să se ferească și nu mai au nicio problemă cu el. S-au învățat cu roboțelul de curățenie. Vacile sunt separate și mâncarea este diferită la ele. Vacile de micoces de lapte au un silos de porumb cu lucerne, mâncare mai bogată pentru a da mai mult lapte. Acestea, ce sunt juninci, au mâncare mai ușoară pentru a nu avea probleme la fătare. Pentru că o să fac viței foarte mari și atunci e problemă la fătare. Vițelele de la vace de lapte cefată, toate rămân în fermă pentru înlocuirea vacilor mai în vârstă și care nu sunt așa performante la producția de lapte. În cazul în care o vacă face un tăuraș, acesta este dat spre vânzare, deoarece în fermă eu montele le fac artificial și nu am nevoie de taur.
să facem și în garaj atunci. Acolo păi... am pus caloriferul și atunci da. Putem să le găsim acolo. Păi le fac și mă scăpa și așa după aia, dacă ai un pic timp acum. Alea de fonte, cele ai acolo? Mm-hmm. E, poți 5 minute să-ți până da. Acolo? Da, e să vedeți pe după. Da. Deci dacă îl facem pe aici? Da. Nu are problemă. Da. Asta de, asta de tablă, știi? Uh-huh. L-am desfăcut. Nu știu, păi vedem dacă nu mai, nu mai găsesc de fonte, fonte așa. Să punem din alea, n-au nimic, normal. Nu, nimic, nu aici așa cu șosul să se înghețe. Păi nu, că schimb, pun pe cunoscut dincolo, la... Nu, pe atunci o să fac... Vrei să vin de lui? Da, îi pun mâine să fac-o, frate, aici. Toate. Păi da, da, o să vreau numai, nu știu, acolo, să vedem în ce parte. Iuvete să facem cu apă caldă, aprece că aici mai se spală băiatul pe... Și dacă nu apă caldă, pun un din ăla, nu? În priză. Apă caldă, pun un instant. Instant. Păi nu, nu. Bun, îi punem un instant. Numai atunci ar trebui că se pun în altă parte. Cred că pleacă ăla de împins mâncarea, acum s-a auzit. Trebuie să ajungă la loc. Lângă, înăuntru, la animale, a pornit și Lely Discovery. El, m-a spus și mai devreme, se ocupă cu curățenia în grajd. La fel ca și astea, robotul de curățenie, la fel și acesta din prins mâncare, are o baterie aici în lateral, unde după fiecare rută, el se pune la încărcat pentru a aduna baterie se... pentru ruta următoare. Să vă prezint robotul de mulți acum. Deci avem un raport care vacile n-au intrat la mulți. Și zice care vacă n-au intrat și atunci o aducem la mulți. Vedeți, de exemplu, asta vine. O duce la mulți, asta n-a fost de are mai multe ore, când a fost mulță. De exemplu, acum vaca a intrat. Sunt niște perii care o spală. O spală și în același timp îi face și un fel de masaj prin care o stimulează să dea drumul la lapte. Spare fiecare uger în parte, fiecare sfert de în parte. Acum, după ce a terminat de spălat, el o să atașeze aparatul de mulți. Vaca este salvată în calculator. Robotul cam știe poziția ugerului animalului, cum e poziția lui, el îi atașează mamelonele. Mă, după ce a atașat tot, laptele o să înceapă să curgă în aceste furtune. Aici, dacă ne uităm pe raport, vaca 21, de 7 ore, nu e ceva foarte exagerat, 7 ore, nu-i mulsă. Atunci, acum o să vină, deci ele undeva au cam de 3 ori pe zi intră la mult singure, da. În caz că una nu intră, sau una, ne uităm pe raport, noi mergem și o aducem și o băgăm, automat, băgăm noi la mulți. Dar de obicei ele vin. Acum, în special, care nu vin sunt cele care au fătat destul de recent și nu, încă nu știu exact cum să intre, cum... dar după fătare la 2 săptămâni
se învață și vin singure. Uh-huh. Mai este excepții, câte una care, dar cu aia, din 40 de vaci, dacă una nu intră. Aici, la robot, primesc niște granule speciale pentru vaci de lapte și atunci ele, după mirosul lor, după gustul lor, vin la robot. În față, unde m-am prezentat mai devreme, la front de furajare, nu primesc asemenea granule. Și atunci, fiind mâncarea mai bună aici la robot, ele vin aici la mult. Sunt vaci excepții care vin mai repede de timpul care normal o mulge, crezând că primește mâncare. Deci se poate bloca sau să ia curentul și rămâne o vacă înăuntru și sunt cazuri care atunci se apasă pe stop și atunci ai... Na, de exemplu, na, acum e vaca 21, a fost pe raport, acum urmează la mulți. Mă așteaptă să meargă laptele de la ce a fost înaintea ei. Deci sunt niște perii prin care o curăță înainte de a atașa aparatul. Și totodată și a stimula pentru lapte. Să stimuleze, să dea drumul mai repede la lapte. Aceasta este una din vaci care e fătată de 8 zile. Deci de aia nu prea stă, dă puțin din picioare, e foarte recent fătată. Da, încă nu e obișnuită la... Na, dar cum se vede, fiecare vine și mănâncă și pentru robot acesta e un lucru bun, că dacă stă cumva o poziție cât de cât fixă și mănâncă, atunci el poate să atașeze ușor aparatul. Dacă nu, ia cum se mișcă, așa se mișcă și brațul în funcție de vac. Atunci îi atașează greu și nu poate să mulgă cum trebuie. Da. Acum, după ce a spălat, acum se atașeze, îi atașează aparatul. Deci poziția e salvată la animal și el de fiecare dată când intră are un chip și de fiecare dată când intră animalul respectiv, chipul îi dă pus în calculator. Acum astea care sunt proaspăt fătate se chinuie puțin până reușesc ele să stea cu minți. Asta toată, cu cât stă vaca mai cu minte, cu atât el poate mai ușor să-și facă treaba. După ce a atașat tot, când vine din fiecare sfert, se spală perile pentru vaca următoare. Se igienizează tot timpul. După când a început, după cam 30 de secunde după ce pune aparatul, laptele începe să vină pe furtune și intră, aici este un bidon unde se colectează lapte de la vaca respectivă. Vaca asta, după ce a fost mulsă, o să meargă laptele, pentru că încă nu este consumat, pentru oameni, o să meargă în partea aceea unde sunt niște găleți și de acolo laptele o să meargă la viței. La viței mici, ce sunt proaspăt fătați. Laptele din acest bazin va merge în tancul de lapte în spate, de acolo va merge la locuitorii orașului Sfântul Nicolae Mare. Care origine ei, se știe care mama, care bunica, care... Așa se cumpără de la magazin de fermă. Este un magazin din care se cumpără. Care se atașa pe fiecare. Un pleșe special care se atașa pe pleșe urechea. Vede cum de la munte. Stare una pe alta, înseamnă că au călduri și
Trebuie chemat veterinarul. Lângă avem o presă de balotat când aduna baloții de pe câmp și partea cealaltă avem vitanja cu care scoatem din bazinul din gaz, scoatem dejecțiile și le ducem pe câmp. Aici, aici pe tubulatura aceasta verde, robotul când îi zice că nu mai are granule acolo la robot, îi dă o comandă și atunci din el merge pe tubulatura și pică exact la vacă în față să mănânce. Cantitatea pe care robotul consideră că o merită în la mulsarea aceea. Aici este tot ce este legat de animale. Aici mi arată producția totală, dar pe săptămâna trecută, deci apare mai nu apare la zi. Deci undeva la 17,7 media pe zi. Aici mi apare câte mulgeri vacă pe zi, deci undeva la 2,4 ori intră fiecare vacă la mulți. Aia mai apare, aici mai apare vacile care încă sunt la găleata cea pentru viței, care doar au fătat recent. Și aici avem o listă cu cele mai producții, toate vacile cât ce producții de lapte au. După cum vă spuneam, vaca 56, asta apare media de săptămâna trecută, apare 29,4, azi deja, na, cum v-am spus, avea 31. Deci în fiecare zi mi-arată cu o zi, cu săptămâna, cu o zi înainte ce producții au fiecare. După ce aici avem, cum v-am arătat și jos, vace care sunt mai de mulți, colectare care nu au intrat sau o să intre. Și mai avem și vizitele în 24 de ore, fiecare vacă care a intrat. De exemplu, vaca 48 a intrat la 5,22, 7,4 litri de lapte a avut. Și atunci fiecare se poate intra pe fiecare animal, de exemplu, dăm pe vaca 48. Deci arată fiecare cât a avut. Deci putem da la date animal, fiecare ne zice când e născută, ce nume are, na, mai multe. Și aici apare pe 24 de ore, apare fiecare, exact fiecare vacă, vă spuneam și afară, de la 5 dimineața, la 4, la 3,49, la 1,45, deci fiecare cum simt nevoie, ele vin la mulți. Da, aici apare exact când intră la mulți toate detaliile despre animal. Câtă mâncare, deci ea, la mulțarea asta, primește 870 de grame de 870 de grame de mâncare. Aici apare numele, numărul ei ce pe curia, acest este numărul de chip. Atunci aici putem, dacă are o problemă, se poate supraveghea. Aici apare nu, că nu vrem să supraveghem următoarea, când intre următoarea dată la mulți. Deci vaca e ok. Aici se atașează acum, se atașează aparatul. Vedeți, la fiecare săgeată înseamnă că a detectat lapte. Acum vine din toate patru sferturi, vine lapte. Acum aici jos e destinația laptelui. Aici intră automat în rezervor de lapte, este tankul de lapte, unde merge laptele în oraș, dozatoarele de lapte. Aici se poate modifica când vaca este recent fătată, atunci merge la gălețile acelea. Da, e timp de 10 zile fiecare vacă care e aici sus. Iată progresul de mulgere. Adică el zice că în 5 minute vaca este gata de mulț. El a estimat că în 5 minute ea e gata. Deci aici se schimbă, aici apare pe fiecare sfert cât timp o mulge și aici sus producția totală la mulțoarea aceasta.
ceea ce 2,7, 2,8. La inaugurarea fermei a fost prezent și cei de la revista Ferma și în numărul din decembrie am făcut un articol cu ferma de vaci robotizată. Aici sunt eu și cu antreprenorul general al lucrării și reprezentantul roboților pe România. El este unicul reprezentant. El se ocupă de instalare, de monitorizări, de tot din cadrul fermei mele.